Consilierii pășcăneni au depus jurământul. Ședința de constituire a avut loc pe 4 noiembrie de la ora 11 în sala de dezbateri. A fost prezidată de Dumitru Pantazi de la PSD, cel mai în vârstă dintre aleșii locali, și Alexandru Dandu de la PNL, alături de Andrei Vârlan de la PSD, cei mai tineri dintre consilieri. În cuvântul de deschidere, Pantazi i-a felicitat pe consilier și pe primar pentru rezultatul alegerilor și le-a urat succes. Fostul edil a mai spus că aleșii locali trebuie să slujească adevărul despre ceea ce s-a făcut și urmează să se facă, chiar dacă uneori este supărător, deoarece pășcănenii au așteptări mari din partea aleșilor locali. La eveniment au participat subprefectul județului Adina Gârjan, primarul Marius Pintilie și câțiva invitați. Au depus jurământul doar 17 din cei 19 consilieri locali. Alexandru Nemțanu și Mihai Vârlan, supleanți pe lista PNL, vor ocupa în următoarea ședință mandatele eliberate prin demisie de Marius Pintilie și Sorin Năcuță. Rând pe rând, cu mâna pe Biblie sau Constituție, consilierii prezenți au jurat să respecte legile țării și să facă, cu bună credință, tot ceea ce le stă în putință pentru binele cetățenilor. Jur să respect Constituția și legile țării și să fac cu bună credință tot ceea ce stăm puterile și priceperea mea pentru binele locuitorilor municipiului Pașca. Așa să ne ajute Dumnezeu. După vot, noii consilieri au fost informați de către secretarul general al primăriei că au obligația să depună declarațiile de avere și că trebuie să respecte prevederile legale privind incompatibilitățile cu funcțiile publice și fiecare a primit câte o copie după regulamentul de funcționare a Consiliului Local. Fiecare dintre dumneavoastră, pe lângă un exemplar din jurământ, ați primit și un dosar care conține reglementările din legea 161/2003, modificată și completată, precum și cele din ordonanța de urgență a Guvernului numărul 57/2019, o prevederi care au legătură cu regimul incompatibilităților și al conflictului de interese ale aleșilor locali, precum și obligația aleșilor locali de a depune declarațiile de avere și de interese în termen de 30 de zile. La eveniment au participat subprefectul județului Adina Gârjan, primarul Marius Pintilie și câțiva invitați. Edilul municipiului a spus că și-a dorit să depună jurământul odată cu noii consilieri, dar a fost nevoit să o facă în fața unui judecător. Pintilie a subliniat că urmează 4 ani de muncă și că se bazează pe buna credință a consilierilor cu care își dorește să colaboreze pentru realizarea unor proiecte. Felicit pe toți pentru această onorată funcție de consilier local, pentru depunerea jurământului. Ce să vă zic, mi-ar fi plăcut și mie, bineînțeles, să depun jurământul de primar în fața dumneavoastră. Nu s-a putut, asta este, mergem mai departe, ne așteaptă 4 ani de zile de muncă, mă bazez pe buna noastră credință și sper ca acest Consiliu Local, așa cum este normal, să fie mai bun decât fostul Consiliu Local, și să putem lucra împreună în așa fel încât să rezolvăm cât mai multe din problemele pășcănenilor. Ușa mea este deschisă întotdeauna, vă aștept oricând doriți dumneavoastră, indiferent de partidul din care faceți parte, să discutăm, să colaborăm, să găsim soluții împreună pentru pașcani. Mulțumesc! De asemenea, reprezentantul guvernului în teritoriu le-a urat succes primarului și consilierilor și a subliniat importanța unei relații bune între executivul și legislativul local. Știți că legătura între componenta decizională și componenta executivă este extrem de importantă. Sunt câteva criterii de succes în managementul proiectelor. Când vorbim de precondiții, la dumneavoastră se pare că este îndeplinită faptul că vă cunoașteți. Aceasta este o condiție în așa fel încât lucrurile să evolueze bine. Și mai aveți câteva puncte, oportunități pe care vă sfătuiesc să le transformați în puncte tari, respectiv tinerețea și experiența domnului primar din mandatul anterior. Și în felul acesta, legătura între dumneavoastră, componenta decizională și componenta executivă, să aibă impact pozitiv la nivelul comunității. Mult succes în tot ceea ce faceți! Noul legislativ local este format din 19 consilieri, 9 de la PNL, 7 de la PSD, 2 de la AUR și 1 de la Pro-România. Au depus jurământul Claudiu Bodoașcă, Cătălin Conache, Petronica Constantinescu, Alexandru Dandu, Mihai Grigoriu, Monica Pleșcan și Mihaela Spiridon de la PNL, Emilia Coșniță, Vlad Macovei, Sorin Olariu, Dumitru Pantazi, Ciprian Pintilie, Ionuț Prodan și Andrei Vârlan de la PSD, Abdala Bashir și Tiberiu Dogaru de la AUR și Cristian Rățu.
Țoi de la ProRomânia. Menționăm că ședința pentru stabilirea comisiilor de specialitate și pentru stabilirea prin vot secret a viceprimarului ar urma să aibă loc săptămâna viitoare.